Doamnă și domnilor, fetele astea să ceartă ele. Domnule, Georgiana Lobonț a fost la evenimentul uneia dintre noile și foarte simpaticele cofetării din București. O să vă puteți să citiți unde. Domnule, și acolo am aflat că ea, domnule, n-am mai vorbește de un an cu Vlăduța Lupău, care e foarte virală pe net. Domnule, cine o fi de vină, cine o fi greșit? Hai să vedem. Prietenele mele toate n-au averi și nici palate, dar au altă bogăție, sunt așa cum îmi plac mie. Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău se pare că nu vor să îngroape securea războiului nici măcar de sărbători. În ciuda relației de rudenie pe care cele două o au, nașă fină, artistele nu vor să audă deloc una de cealaltă. Cu Vlăduța mai vorbești? Știu că la un moment dat ați avut niște conflicte, niște discuții. Relația dintre noi două deocamdată este așa cumva în stand-by. Au fost discuții, ne-am certat într-adevăr, dar mie mi-a trecut supărarea, eu cred că și ei, poate că mi-a prins succesul sau, nu știu, ascensiunea asta noastră pe amândouă fără să știm poate cum să o controlăm mai bine și ne-am luat valul pe amândouă și am vorbit așa în public ce nu trebuia poate să vorbim, ne-am supărat una pe alta, dar cu siguranță timpul o să le rezolve pe toate, pentru că, așa cum am mai zis, amândouă suntem fete credincioase și eu când am cunoscut-o pe ea, am cunoscut-o ca fiind un om bun și de aceea ea mi-a botezat și copiii. Și cu siguranță o să se rezolve toate micile probleme pe care le-am avut, pentru că marile probleme sunt atunci când sunt legate de sănătate sau de orice altceva. Nu certuri din astea infime. Astea sunt trecătoare. De cât timp n-ați mai vorbit? Păi, de anul trecut. Nu ai vrea să-i trimiți un mesaj oarecum de sărbători? Să fie sănătoasă și ea și familia ei. Și un mesaj ei privat. Au un mesaj ei privat? Asta o să vedem. Să înțeleg că momentan nu s-au calmat oarecum așa lucrurile. S-au calmat. Noi nu mai avem... Ce-a fost atunci a fost, ne-am spus fiecare ce-am avut de spus și acum suntem ok. O să fim poate și mai ok. Fina Vlăduței Lupău ne-a mai dezvăluit și alte secrete din viața sa personală. Cum este să fii mamă de doi copilași și arăți super bine? Adică este dogena, nu? Să nu știu să ai o dietă? Mezițule, toată lumea o zice asta, dar mie nu mi se pare că arăt bine. Eu sunt o schijă. Sunt foarte slabă. Nu e ok cum sunt eu. Trebuie să fiți fetelor mai plinuți un pic. Să se vadă rușa din obraj. Cred că de la prea multă energie și prea multă activitate pe care o am, de la acestea sunt eu așa mai slăbuță, că nu am timp să mănânc, nu am timp să dorm, să mă odihnesc, să stau relaxată, să mă mai pe Instagram, pe toate cele. Nu am timp foarte mult, pentru că mi-am dorit, de când am început, de când m-am căsătorit, de fapt, cu soțul meu, mi-am dorit foarte mult să mă dezvolt pe plan profesional și am tras. Am înregistrat foarte multe melodii, am făcut multe albume, multe videoclipuri, am fost la multe emisiuni și tot așa. Suntem pe plan profesional amândoi în pită, cum s-ar spune la noi în Ardeal, și am cam uitat de mine, dar anul 2022 sper să mă prindă un pic mai altfel, un pic mai atentă. Spuneai tu că vrei să te muți în București sau efectiv este doar o glumă? Eu, sincer, aș vrea să mă mut în București, că îmi place foarte mult, mai ales că mi-ar fi mult mai ușor cu emisiunile și pentru noi artiștii contează foarte mult promovarea. Dar, în schimb, evenimentele mele, cam 85%, sunt în zona Ardealului și asta mă încurcă un pic în privința mutării mele în București. Și atunci mai stau puțin în Ardeal, dar nu este exclus să ne cumpărăm ceva aici și să avem și aici o căsuță. Prieten.